După ce a trecut printr-un atac de tip ambuscadă și după multe intervenții chirurgicale, lupta unui militar continuă cu recuperarea fizică și psihică. 29 de militari români aleg an de an să se trateze prin sport și, în același timp, să ducă mai departe numele țării noastre în competițiile Invictus. E un proiect care, practic, îi face să depășească niște momente extraordinar de dificile pe care le-au trăit departe de casă, sacrificându-se acolo pentru noi, pentru că uneori e nevoie de război ca să asigur pacea. Claudiu este unul dintre militarii care poartă cu mândrie uniforma militară și spune că nimic nu l-ar face mai fericit decât să știe că își poate reprezenta țara în fața căreia a jurat credință și devotament. Jocurile Invictus pentru mine au fost într-adevăr de a vedea potențialul meu, să mă autodepășesc. În 2015 înotam. Acum, pe lângă înot, fac mai mult tir cu arcul. La prezentarea echipei care ne va reprezenta la Invictus a participat și noul ministru al Apărării Naționale, Nicolae Ciucă. Este greu ca în cuvinte să putem să acoperim emoția și tot ceea ce înseamnă această sintagmă Invictus. Proiectul în sine nu este un proiect al competiției. Este un proiect la ceea ce înseamnă spiritul armatei române. Militarii români vor merge anul viitor la Haga, unde vor concura la 6 probe sportive. Volei din șezut, powerlifting, înot, ciclism, canotaj în sală, tir cu arcul, dar și basket în scaun rulant.